Festivalul Serile Filmului Românesc a ajuns la cea de-a 14-a ediție. Ediția aduce artiști foarte cunoscuți care vor umple scena cu muzică, povești de viață și bucurie. Într-o atmosferă special amenajată vor fi derulate cele mai cunoscute și îndrăgite filme românești. Corina Chiriac a dat startul festivalului printr-un concert special în care a cântat alături de public fiecare vers al pieselor. Asta nu-i viață, sigur tot mereu, n-am și e o rață, să-mi fie soață, soță-i fiu e. Balta toată-l cunoștea și cu el compătimea, însă fără de folos. Mă simt aproape față de toată breasla, de care mă leagă peste 50 de ani de amintiri. Pentru mine este încă o minune trăită faptul că suntem cu toții în 2023 aici la Iași, într-un loc magic, plin de istorie, de cultură. Ce are festivalul special anul acesta este un invitat îndrăgit de tot publicul. Tora Vasilescu, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști care și-a dedicat viața scenei, a adus toată bucuria la Iași. Tu ești Maria? Da. Eu sunt Iisus Hristos. Dacă vreți, eu rămân cu dumneavoastră. Mâine nu conduc eu, conduce colegul. Nu, ai zis că ești obosit, duci-te cu aici. O vreme ne-am întâlnit des. Mă gândeam că ne-ar place să am un soț ca el. E adevărat că eu sunt de la 5 ani pe scenă și mi-a plăcut mult să recit și de o viață am tot recit. Acum lumea nu prea mai iubește poezia și atunci eu le spun tinerilor, învățați o poezie că o să vă îndrăgostiți și nu o să aveți ce vorbi, să găsiți un vers măcar, pentru că atunci când apare acel sentiment pe care nu trebuie, dragii mei, să vă feriți, iubiți la vârsta potrivită. Iașul a devenit un pol al cinematografiei române. Festivalul oferă oamenilor filme care sunt din ce în ce mai rar văzute în cinematografe, filme vechi, dar foarte îndrăgite. Are buletin, nici nu știu când au trecut cei 14 ani, sincer să vă spun, e așa ca un vis, parcă ieri dimineață eram student în anul 2 la jurnalist și m-am trezit cu gândul, hai să facem un festival de film și iată că a ajuns la 14 ani. O ediție aparte, din toate punctele de vedere, avem pentru prima dată sărbătorită o actriță, doamna Tora Vasilescu. Cred că este o tradiție pe care trebuie să continuăm și o mare bucurie că reușim să aducem în valoare și ceea ce a bucurat inima românilor de-a lungul timpului, filmul românesc, filmul de calitate cu actori numiți. E și o formă de recunoaștere a valorilor care au trecut peste timp și ne-au arătat că filmul românesc contează. O formă de recunoștință pentru cei care au creat, să spunem, acest fenomen în România și pentru cei care, din păcate, nu mai sunt. E o zi de bucurie, e o zi de sărbătoare, e o zi ce vine să nobileze spiritul Iașului și parcă când vezi atât de mulți oameni, atât de multe vedete, atât de multe caractere frumoase, alături de care cu o parte am crescut, n-ai cum să nu fii bucuros și vesel. E o muncă de echipă, e o muncă fericită, de ce nu? Fiindcă, iată, 14 ediții, putem spune că de astăzi SFR are buletin. În perioada 9-13 august, timpul se oprește la Iași. Opriți timpul, clipa asta minunată, pe suflet vreau să o păstrez.